Ziua de 24 septembrie 2015 va rămâne ca o zi neagră în istoria municipiului Turnu Severin. În ziua de 24 septembrie, anul 2015, ora 12:32, termocentrala Halânga, cea care asigura agentul termic, apa caldă și căldura pentru severineni, pentru spitalele din Turnul Severin, pentru școli, pentru universitate și pentru toate instituțiile, a stins și ultima flacără din ultimul cazan care mai funcționa. Galaxy TV a fost singura televiziune din Turnul Severin care a păstrat legătura în permanență cu sindicaliștii răni și care a refuzat să fie parte la scenetele de manipulare a populației și și-a asumat să informeze corect și transparent severinenii și mehedințenii, chiar dacă aceștia nu se bucurau de ce auzeau. Astfel, Galaxy TV a fost prima televiziune care a și dat informația super verificată. Termohalânga a intrat în istorie. Virgil Boșneagu, liderul sindical din Regia Autonomă pentru Activități Nucleare, care reprezintă ultimul bastion de luptă pentru supraviețuirea RAN, le transmite severinenilor crunta veste. Ce ne puteți spune despre termocentrală? Zvonurile spun că astăzi la ora 12:30, în jurul orei 12, și ultimul cazan s-a oprit, a fost o închidere controlată și practic termocentrala putem spune că este cu placătul pus. Din păcate, pot să vă zic că nu este numai un zvon, e un adevărat. La ora 12 s-au stins toate focurile la ultimul cazan care era în funcțiune la termocentrala. Era o necesitate și o evidentă oprire de mai mult timp, atâta timp cât cărbunele necesar funcționării nu a mai venit și astăzi s-au alimentat ultimele rămășițe care s-au adunat din stiva de cărbun. Deci, practic, nu s-a mai avut combustibil cu ce să se funcționeze. În același timp, tehnic vorbind în momentul de față, termocentrala este practic scoasă din sistemul național de energie. Pentru că nu mai produce energie. Ca și livrare de energie electrică. În schimb, se cumpără energie electrică din sistem pentru a asigura iluminatul, consumul strict necesar. Corect, dar în acest moment termocentrala practic este scoasă din circuit pentru simplu fapt că nu mai produce nimic, nu mai arde nimic în cazare. Da, e adevărat, consumă numai energie electrică pe care o cumpără. Bun, în momentul de față, tehnic vorbind, dacă ar fi să dăm mâine drumul la termocentrală, indiferent că dăm drumul la un cazan, la două, la toate, ce presupune minimorum repornirea unui cazan? Din punct de vedere tehnic, al timpului, dar și estimativ al costurilor. Din punct de vedere tehnic, vreau să vă zic că e un proces mai dificil, pentru că mă refer la un aspect care privește în primul rând încălzirea păcurii, care e cea care se folosește în primul rând la repornire. Fără a reîncălzi păcura și o face fluidă în așa fel încât să poată fi folosită în circuitul de ardere a cazanului și aprinderea focurilor în cazan, nu se poate reporni. Acest sistem, din câte am informația, încă nu este prea bine pus la punct, dar să zicem că s-ar pune la punct. Atâta timp cât condițiile de temperatură la ora actuală încă mai sunt peste plus, plus grade. Cu cât înaintăm în timp și temperaturile de afară vor scade, șansele de pornire din punct de vedere tehnic scad foarte mult și eu nu cred că se va mai ajunge să se pornească acest cazan. Deci unul din cazane, pentru că altele n-are sens. Unul singur e suficient pentru termoficarea orașului. Din punct de vedere, mă refer să vorbim practic românește pentru cei care ne ascultă și pentru cei care se uită în acest moment. Dacă ar trebui să se pornească un cazan de la termocentrală, în cât timp s-ar putea porni? Dacă e să se pornească și acest
proces de încălzire a păcurii decurge în condiții normale. În maxim 10 ore se poate ajunge cu cazanul la parametrii de funcționare. Bun. Din punct de vedere al costurilor? Din punct de vedere al costurilor, desigur, față de situația în care cazanul ar fi rămas în funcțiune, sunt costuri suplimentare care sunt generate efectiv de creșterea cantității de combustibil care intră în procesul de pornire. Care sunt costuri considerabile sau sunt costuri suportabile? Nu există acei costuri considerabile sau suportabile. La ora actuală, indiferent de costul care există în funcționarea și a existat în funcționarea termocentralei, nu a fost suportat și nu a mai fost suportat de nimeni. De aceea ar fi ajuns la acest impas prin care s-a oprit complet termocentrala. Deci nu și-a mai asupat nimeni răspunderea pentru a asigura fluxul valoric de care să ajungă la termocentrală și să poată permite funcționarea în continuare. Deci aici nu e vorba de mult puțin, e vorba de că nu există pe ora aceasta cineva care să asigure acești bani. Nu știu dacă mă înțeleg. Am ajuns să pune problema de mult puțin. Ci pur și simplu, noi nu există o responsabilitate la un organ care să fie luat decizia. Da, domnule, eu mă implic în această acțiune și voi asigura funcționarea emoțională pentru termoficarea orașului, pentru niște locuri, amărâte locuri de muncă și așa mai departe. Deci nu există la niciun nivel această responsabilitate. În același timp, din punct de vedere al omului care și-a desfășurat toată activitatea în acest sistem, considerați că se mai poate reporni termocentrala? În actuala conjunctură, mă refer. În actuala conjunctură, din păcate, acest 24 septembrie 2015, cred că va rămâne și reprezintă crucea pusă la ultima, cum să zic, la ultimul sector industrial de importanță majoră în industria acestui județ Mehedin. Din punctul meu de vedere, având în vedere, așa cum a spus dumneavoastră, conjunctura, din toate punctele de vedere pe care le trăim acum, această termocentrală nu va mai fi pornit. Vă întreb lucrul ăsta pentru că sunt mii de oameni care se uită și care vor vorbi și e un oraș întreg care în continuare nu crede, nu că nu crede, încearcă să nu creadă și speră că acest lucru nu s-a întâmplat. Și nu mă refer numai la locuri de muncă, pentru că din păcate în turnul Severin, pe om numai când îl atingi la buzunar sau la confortul lui, începe să realizeze importanța a tot ceea ce înseamnă încă cât mai este regia autonomă pentru activități nucleare. Domnul Alin, astăzi, după ce s-a produs evenimentul ăsta, a rămas stupefiat că, în ce mă privește, eu am participat la mai multe emisiuni, date și de postul noastră, pe televiziune și de radio, și a rămas stupefiat că cât mulți din cei care ne-au vizionat, ne-au ascultat, ne-au auzit, ne-au văzut, inclusiv semnalele pe care le trăgeam și le-am spus de fiecare dată că acest punct este foarte aproape. Deci am rămas stupefiat văzând că noi degeaba am vorbit acolo și degeaba am tras alarmele care le-am tras, pentru că nu credeau oameni și nu credeau, având în vedere că ceea ce spuneam noi era în contradicție flagrantă cu ceea ce spuneau politicienii sau factorii de răspundere ai municipiului și ai județului. Și atunci oamenii au crezut mai mult în ce spuneau ăștia, care acum abar n-am ce o să spună, văzând faptul împlinit, au crezut mai mult pe ei și acum, din punctul meu de vedere, abar n-am ce o să facă acești cetățeni ai orașului, noi toți,
habar n-am ce să facă județul ăsta ca și economie, habar n-am ce se întâmple cu fiecare locuitor, cu fiecare om în parte. Și care va trebui să-și ia crucea pe umăr și să o poartă.